Ei, suntem în direct. Astăzi o am pe Cara Ride cu mine. Bună, Cara, bună! Și dacă vă uitați, acesta este primul episod dintr-o serie numită Povești de schimbare. Poate o găsiți pe Facebook-ul Access Consciousness sau pe YouTube-ul Access Consciousness. Poate vă uitați în direct sau ulterior la o versiune tradusă sau versiunea în engleză. Dar Cara este primul oaspete. În Access Consciousness, noi avem ceva numit Access Bars, care este clasa de fundație fundațională din Access. Este începutul pentru multă schimbare și avem multe instrumente care le-au schimbat viețile oamenilor. Iar această lună și în fiecare an, pe 10 septembrie este ziua conștientizării cu privire la suicid, iar în octombrie va fi ziua mondială cu privire la sănătatea mentală. Noi în Access Consciousness sărbătorim aceste povești de schimbare pe care oamenii le-au folosit ca să schimbe tot felul de lucruri legate de sănătatea mentală, anxietate, PTSD, gânduri suicidare, toate acestea. Și avem un grup minunat de oameni care vor fi cu noi până în octombrie să vorbească despre aceste povești și Cara, tu ești prima. Sunt onorată și entuziasmată. Asta este, eu am avut literalmente o viață înainte de Access Bars și o viață după Access Bars. A fost o schimbare atât de dramatică pentru mine, sunt tot eu și nu am toate lucrurile cu care mă chinuiam înainte de Bars. Hai să vorbim despre asta, pentru că atât de mulți oameni simt o parte din această campanie o împărtășim cu sintagma, cu sigla Tu nu ești singur și avem toate aceste interviuri care vor fi și modalități în care ei pot să găsească un practician local, să experimenteze Access Bars gratuit în această lună și luna următoare. Și foarte mulți oameni, înainte să găsească asta, aceste gânduri, eu nu pot să schimb asta, sunt singur, deci hai să dăm înapoi puțin cu 7 ani în urmă, ai spus? Da, mai degrabă vreo 8 ani, dar au fost vreo 7-8 ani, da. Deci ce, cu ce ai avut de-a face atunci și cum erai tu înainte, cum era viața ta înainte? Deci, unul din lucrurile care le iubesc atât de mult la Bars și nu le-aș fi descoperit când le-am găsit, Barsul nu este doar despre recuperare. Este despre a putea să te recuperezi și să prosperi și să crezi viața care știai tu că este posibilă. Și cred că mulți dintre noi ne chinuim cu ideea că știm că altceva este posibil, că altceva ar trebui să poate să apară și nu o face. Și ce neregulă cu noi, de ce nu putem schimba lucrurile și nu putem îmbunătăți lucrurile? Nici eu n-am fost diferit, am fost unul din oamenii care întreaga mea viață am fost o căutătoare. Mereu m-am întrebat ce altceva este posibil înainte să știu că asta era de fapt un instrument și am făcut o grămadă de lucruri diferite. Am fost în multe chestii metafizice și mare parte din viața mea am fost un profesor de yoga de fapt la început și am început să mă specializez în tot felul de lucruri legate de sarcină și naștere și am făcut yoga postnatală, prenatală pentru vreo 15 ani. Am făcut și educație cu privire la nașteri. Eram și o doula. Dacă nu știți ce este o doula, este cineva care merge și ajută în procesul de naștere. Și mi-au plăcut toate lucrurile astea și totuși eram foarte nesatisfăcută în multe feluri. Cum sunt sigură că poate mulți dintre voi sunteți familiari cu această senzație. Și în acest proces în care am fost cu oamenii și eram mult în preajma femeilor gravide, cam asta făceam tot timpul, eram în preajma acestei tranziții și aveam o idee definită despre cum o să arate viața mea. M-am căsătorit și puțin mai târziu în viață, nu știu, pe la 30 de ani, acum nu e atât de târziu, dar acum am zis, ok, să faci și noi chestia asta cu a deveni gravidă și a face copii. Credeam că despre asta o să fie viața mea, dar uite, n-a funcționat. Deci,
iubesc subiectul că nu ești singur, pentru că eu mă simțeam incredibil de singură. Nu era ceva ce simțeam că puteam să împărtășesc cu clientele mea, cu oamenii cu care mi-am petrecut cea mai mare parte din timp. Pentru că ele erau gravide, făceau copii, veneau la yoga prenatală, eu mergeam la nașteri, tot timpul era acasă, încercam să devin gravidă, să devin însărcinată și nu funcționa. Și a durat foarte mult timp și pe măsură ce chestia asta a înaintat, eu am devenit tot mai descurajată, încercând în același timp să mă mențin pozitivă și să merg mai departe. Pentru că asta este unul din lucrurile cu anxietatea și depresia și multe din lucrurile astea cu care oamenii se chinie din punct de vedere mental. Este această chestie că totul se întâmplă la o suprafață, dar probabil că oamenii n-au nicio idee. Dacă întrebai pe cineva din afară, ei n-aveau nicio idee ce se întâmplă cu mine. Iar pentru mine era foarte intens. Soțul meu, evident, știa că eu că treceam prin asta și era foarte stresant pentru relația noastră și pentru căsnicia noastră. Iar el este o parte uriașă din viața mea și faptul că s-a întâmplat și asta a fost și mai stresant și eu am continuat să mă deteriorez. Cei care ați avut anxietate sau depresie, eu literalmente am început să fiu tot mai rău și am încercat atâtea lucruri. Am încercat diete, acupunctură, am încercat EFT, EFT, masaj. Am încercat foarte multe lucruri, am fost dispusă să fac multe lucruri și de asemenea eram dispusă să fac multe lucruri ca să încerc să devin însărcinată și atunci mergi pe un roller coaster de o, să funcționeze, nu să funcționeze. Când încerci să devii, să fii însărcinată, parcă ai această reamintire lunară că ești nașpa, da, n-ai făcut-o din nou. Exact. Făceam toate testările și era unul din acei oameni care, și dacă n-aș fi știut ce știam, aveam mai multă conștientizare cu privire la ce era asta. Dar erau și alți oameni care n-aveau nicio idee de ce nu funcționa. Adică, în afară de... Nu, soțul meu nu era nimic în regulă cu mine în fiecare lună. Și totuși, în fiecare lună mergeam iar în anxietate și depresie. Și aveam 4 zile în care mă simțeam normală, după care o luam de la capăt. Deci am făcut asta vreo 6 ani, sau după vreo 6 ani eram foarte rău. Deci, uitându-mă înapoi, nici nu mai țin minte cât de rău am fost, dar am fost foarte rău și mă simțeam izolată. Mi se părea că nimeni nu mă poate ajuta, în special eu însă. Și probabil a fost unul din sentimentele cele mai intense. Nu știam cum să ies din asta, mi se părea că sunt pe o roată de hamster și nu puteam ieși din asta. Și atunci a apărut Barsul în viața mea, pentru că îmi imaginez cum ai fost când ai încercat toate aceste lucruri, că te-ai simțit și mai greșită. Eu am încercat toate astea și nu funcționează. Dar și sunt sigură că cei care aveți copii, comunitatea și cultura legată de nașteri este foarte verbală, este una din acele culturi în care povestea este o chestie importantă. Deci auzi toate aceste povești, am făcut asta și am funcționat și am rămas gravidă. Deci eram disperată. Deci unele din chestiile care le făceau oamenii și apoi spuneau că aia a funcționat, cine știe dacă aia s-a întâmplat, dar eram într-o asemenea stare încât de câte ori încercam ceva ce a funcționat pentru altcineva și nu a funcționat pentru mine, mă stăm și mai greșită. Corpul meu era greșit. Și am avut atât de multă rușine legată de corpul meu și de ce nu făcea el și a creat foarte multă durere în corp și intensitate pentru că era atât de mult focus pe această chestie, cât sunt eu de greșită, de fapt stricată, da? Și a avut și atacuri de panică. Am avut acele atacuri de panică care sunt precum, a trebuit să mergem la spital. Pentru că atât de rău era, nu puteam să respir. Și apăreau noaptea, cei care aveți anxietate, știți că noaptea este nașpa de-a dreptul. Și era această anticipare, va, iarăși vine noaptea. Și le aveam pe toate, aveam palpitații la inimă, amețeală, simțeam că nu pot să respir, trebuie să merg la spital. Și mi-amintesc că eram atât de epuizată încât nu puteam adormi.
Și mă întrebam, o să mor? Dar apoi adormeam și mă trezeam dimineața și mă simțeam mahmură de toate aceste intensități, de la toate aceste intensități. Deci chiar am avut atacuri de panică intense pentru o perioadă lungă de timp. Și apoi ai găsit Access Bar? Pentru că te știu acum și e uimitor. De asta e uimitor cu poveștile acestor oameni, pentru că dacă ești cineva în care ești în asta acum, cu alți oameni care sunt fericiți, se pare că asta e imposibil, dar eu te-am știut după Bar și această schimbare. De asta avem aceste interviuri, pentru că nu este nimic ce nu putem schimba. E diferit pentru toată lumea, dar cum a fost Access Bar pentru tine când ai aflat despre asta și te-ai dus la o sesiune? Cum a fost pentru tine? Lucram cu o prietenă, că am făcut multă hipnoterapie și a făcut tapping și era asemănă cu un EFT și era oarecum asistată chestia pentru o perioadă scurtă de timp, după care mă reveneam acolo. Și ea mi-a trimis un video cu Dr. Dane Here, era un video scurt, nici nu mai amintesc despre ce era vorba, nici nu mai știu despre ce vorbea, probabil avea mai puțin de 5 minute. Și am zis, wow, eu nu știu ce e asta, o să-mi dau eu seama ce e asta, dar m-am uitat online și am găsit clasa Access Bar și fundația care era aproape de mine. Și am zis, eu merg, nici nu îmi rulase în Barță înainte și m-am dus la prima mea clasă Bar și am zis, ce naiba se întâmplă aici, n-am nicio idee. Dar știam pur și simplu și de asemenea eram în situația în care eram dispusă să încerc orice. Așa că am condus către prima mea clasă de Bar și am făcut Bar și fundația într-un weekend. Și viața mea n-a fost niciodată, nu m-am mai dat niciodată înapoi, pur și simplu lucrurile s-au schimbat. Și prima mea sesiune Bar, lucru grozav cu prima mea sesiune Bar și asta vreau să spun, Barsul nu este doar despre recuperare, este despre a prospera după asta, pentru că tu începi să afli lucruri despre tine. Când am făcut prima mea sesiune Bar, unii oameni o să simtă ceva și alții nu, este absolut normal, dar eu mi-amintesc că stăteam acolo, întinsă, era o clasă de bază destul de mare și cumva eram pusă așa pe o alee și de câte ori trecea cineva pe acolo, eu îi percepeam când trecea pe acolo și niciodată n-am avut acest sens cu privire la cât de conștientă eram eu și corpul meu de alți oameni. Și a fost o senzație foarte șocantă să pricep cu adevărat că noi suntem conștienți de oameni și mediul lor și mediul nostru și corpurile noastre sunt conștiente de corpul altor. Și atât de mult din ce crezi că e al tău, nu e al tău. Și îmi amintesc că aveam acest sens cum oamenii treceau și eu îi percepeam și trecea altă persoană și percepeam și acea persoană și era diferit. Și am zis, wow, eu nu inventez chestiile astea. Deci, Bar este și despre a te recupera din multe lucruri, dar este și despre a avea în sfârșit, despre a pricepe în sfârșit manualul pe care nu l-ai primit când ai venit aici, ar fi trebuit să-l primești, pentru că atâția dintre noi am experimentat chestiile astea, am avut anxietate, depresie, tulburări mentale, să simți că ești nebun tot timpul. Asta pentru că noi suntem diferiți, suntem setați diferiți și nu spune asta niciodată nimeni. Și te uiți toată viața ta și te întrebi, wow, lucrurile astea de ce n-au sens pentru mine? De ce? De ce nu pare să aibă cineva această experiență pe care o am eu? Și bineînțeles, mergem la, ok, sigur sunt greșită, sigur fac ceva ciudat și Bars este primul lucru care m-a făcut să-mi schimb perspectiva asupra acestui lucru și ce dar uriaș. Și tu ai spus, salută pe toți cei care se uită. Deci menționez că erai conștientă de faptul că nu sunt toate ale noastre. După cum ai spus, e manualul care nu ți s-a oferit niciodată. Deci dacă cineva trece pe lângă tine sau te trezești dimineața și când spunem că percepem tristețe sau anxietate sau depresia care este acum în jurul lumii,
Unul din lucrurile despre care vorbim în Access și când îți rulezi barți este că asta este diferită de a fi al tău. Adică sunt conștientă de asta, percep tristețea, percep depresia sau anxietatea și asta îți oferă instrumentele pentru că vezi că nu e depresia sau anxietatea ta, deși ai o poveste. Aveai și tu chestii intense care ți se întâmplau, dar dacă la asta adăugai toate lucrurile de care erai conștientă, da, exact, era atât de mult. Și nu aș fi știut. Asta este chestia grozavă cu clasa BARS. Noi le numim instrumentele de bază din Access, dar de fapt sunt instrumentele de urgență zilnice, da? În special acum. Nu aș fi avut perspectiva că eu eram conștientă de toți acești oameni care treceau pe acolo, dar ca parte din clasa BARS, tu primești această informație, că tu poți să fii conștient de oameni într-un mod foarte, foarte precis, foarte tactil în capul tău. Și eu m-am chinuit cu chestiile astea pentru că studiasem yoga, totul erau niște chestii serioase, pline de semnificație și nu puteam să rectific multe din, mult din eu care eram la suprafață, dar și cealaltă lume. Deci cât de mult oamenii ascund. Pentru că dacă mă știi acum, eu sunt foarte irreverent, așa. Sunt amuzantă. Să fiu serioasă și semnificativă cu yoga. Nu eram eu însă, de fapt. Nu eram așa. Mai ieșeam la suprafață, dar mă judecam pentru asta. Adică mai râdeam la yoga, făceam glume și chestii amuzante. Dar și ca dula, tu trebuie să fii serioasă. Sau așa se presupune, dar eu nu puteam. Și asta că ai vrut să le ții pe toate astea acolo, adică de fapt tu încercai să ascunzi toate aceste părți ale tale. Uite, să-ți citesc acest mesaj. Mulțumesc, Cara, pentru conversația asta. Poveștile noastre sunt similare, dar nopțile au fost nașpa. Am avut două vizite la urgență din cauza atacurilor de panică. Am făcut prima sesiune de BARS cu un an jumate în urmă și nu mai recunosc persoana care era înainte de BARS. Sunt foarte recunoscătoare pentru Access Consciousness. Deci asta este și povestea ta. Deci te-ai dus la clasă, te-ai rulat BARS. Și ce-ai spune acum cuiva care este blocat în lucrurile lor și experimentează anxietatea, depresia? Ce ai vrea tu să le spui despre BARS? Ce le-ai spune? Le-ai spune că ce ai de pierdut? Încearcă. Fie o să îți ruleze cineva BARS sau o să găsești o clasă și o să mergi la ea. E o clasă de zi, de o zi. Dacă nu face nimic pentru tine, atunci și asta e ok. Și eu nici nu pot să-ți explic cât de diferită sunt acum. De fapt, mă simt mai confortabil în pielea mea, eu și soțul meu. Nu avem copii, nu am fost însărcinat și nici n-am adoptat, pentru că e atât de amuzant, pentru că oamenii cred că există o modalitate anume în care ar trebui să fii și pe care să urmezi. Eu nu mi-am dorit să adopt copii. Era ori deveneam gravidă, ori n-o să am copii. Și mult din ce cauza această intensitate pentru mine era acest sens în lumea mea, că dacă lucrul ăsta nu se întâmplă, atunci ce naiba? Asta era tot planul. Deci, pentru voi toți planificatorii acolo care spun, o, Doamne, planul meu și câte planuri ale oamenilor au luat o razna cu această experiență legată de COVID, da, ale tuturor. Deci, această intensitate, tot ce ai crezut tu că o să fie viața ta și ai proiectat-o că va fi așa, de fapt, toate astea a dispărut. Ok, și acum ce faci? Eu nu cred că aș fi trecut de asta dacă n-aș fi găsit Access și BARS-ul. Și noi suntem foarte fericiți, eu cu soțul meu, ne iubim viețile. Avem o direcție complet diferită, adică înainte de Access. Cred că am fost o singură dată cu avionul. Am fost în avion singură, o singură dată am mai zburat, dar era tot timpul cu familia și am avut atacuri de panică groaznice în avion. Odată aproape că
vrut să mă dea afară din avion, că eram nebună în avion. Și asta continua să se înrăutățească pe măsură ce se înrăutățea anxietatea mea, așa că nu m-am dus niciodată nicăieri. Nu credeam că pot să merg să călătoresc undeva. În ultimii 5 ani, eu am călătorit și soțul meu a călătorit și am mers în toată lumea cu Access. Și niciodată n-aș fi luat în considerare asta ca posibilitate pentru viața mea atunci, în acele momente. Acea persoană care era acum, atunci spunea, oi, eu n-aș putea să fac asta, n-aș putea să urc într-un avion care zboară mai mult de 3 ore. Trebuia să mă anesteziez, adică da, să mă adorm ca să pot să mă pui într-un avion. Deci eu credeam că mi-era frică de zbor și instrumentul ăsta cu cui aparține asta? E o nesemată, nu e a mea. Și în Sfinte Zisă. Și acum văd oameni care sunt așa și mă gândesc, ok, mi-aș dori să aibă conștientizarea că toți cei din acest avion au chestia asta, se prefac că nu sunt speriați. Și eu eram persoana autistică din colț care percepea toate astea ani de zile. Deci nu numai că am acum pace cu a nu mai avea viața care ar fi trebuit să o am, dar, de fapt, am ales lucruri care mi-au contribuit vieții mele și care nu le-aș fi ales niciodată înainte. Am fost în lucruri minunate și abia aștept să merg în și mai multe lucruri. De fapt, chiar vrei să mergi prin avion, nu? Da. Cu 10 ani în urmă. Și foarte mult din familia mea, eu am o familie mare și la fel și Randy. Și dacă ai fi vorbit cu careva dintre ei, ți-ar spune că sunt un milion de ori diferit acum față de cum eram atunci. Atunci chiar te schimbi. Deci dacă voi credeți că nimic nu poate fi schimbat și sunteți oarecum blocați acolo unde vă aflați acum, din nou, ce aveți de pierdut? Dacă cineva își pune degetele pe capul tău, se simte atât de bine și atât de relaxant, eu și soțul meu, în fiecare duminică, acum facem duminici cu bar și Bloody Mary, cocktailuri, și facem schimburi de bar. Și pur și simplu petrecem întreaga duminică petrecând timpul în felul ăsta. Și eu, pe cât de mult am avut anxietate și depresie înainte de Access. Uneori, chestia asta se mai strecoară și încă mai am aceste senzații așa strecurate și folosesc barsul ca instrument. Adică îmi dau seama când asta apare că am nevoie să-mi rulez barsul. Uneori mai mult sau mai puțin. La un moment dat, în experiența asta cu COVID-ul, am zis, trebuie să facem asta mai des, pentru că am început să am mai multă anxietate și să fiu în preajma oamenilor, să văd ce se întâmplă cu ei și apoi să vin acasă. Am început să observ că eram la un nivel mai înalt de alertă. Pentru cei care aveți anxietate, știți despre ce vorbesc. Puteți, pur și simplu, să vă percepeți sistemul. Și ne oferă acest spațiu înapoi. Sunt foarte recunoscătoare. Nimic din ce am încercat nu are această abilitate, nu are acest aspect. Abilitatea ca eu să stau acasă cu soțul meu și să schimb lucruri, dar și continui să o faci. Adică știu că ai spus că ai încercat și alte lucruri care au funcționat puțin. Știu că mulți dintre noi am experimentat o sesiune de bar, tot fiecare este diferit și tu continui să ai tot mai multă schimbare și toate ar putea să arate diferit, s-ar putea să nu zici nimic când e prima dată să-ți rulezi bar sau poate doar a 20-a oară sau poate simți mai mult, este diferit pentru fiecare. Deci, una din cele noastre este să împărtășiți chestiile astea. După cum a spus una dintre prieteni, după cum a spus cineva, ți-a împărtășit filmulețul cu Dr. Dane Hill, co-creatorul Access.
Și sunt și link-uri aici la inițiativa Nu e singur, pe care o facem în următoarele luni, în care pot găsi pe cineva să ruleze bază, pot găsi o clasă. Și dacă nu poți ieși din clasa ta, din casa ta acum, de aceea avem aceste interviuri, ca să poți să percepe ce este posibil, că dacă nu poți să vezi pe cineva în persoană, să pune mâna pe cap, poți să descoperi cum este asta, dar după cum ai spus, sunt multe alte instrumente și lucruri care te poți juca acasă, chiar dacă nu îți lezi bar. Bar este grozav și ai menționat mult acest instrument cu ea parține asta, în care să lasă plece lucrurile de care ești conștient. Și dacă mergeți la website-ul lui Dr. Dane Hier, este această sesiune despre resurse și sunt niște videouri care explică mai mult acest instrument și poți să-ți pui o notificare pe telefon care să-ți reamintească să pui această întrebare cu ea aparține asta, da? Și asta poate să îți coboare nivelul de alarmare. Pentru că atunci când cineva are asta, adică eu știam mereu unde eram pe această scală. Sunt ok și sunt gata să nu, să nu sar dincolo de o limită. Aceste instrumente erau un dar uriaș pentru că puteam să lucrez cu cine eram eu în acele 10 secunde și să știu că lucrurile se vor schimba și se schimbă într-un mod atât de non-linear și miraculos. Încât este cu adevărat magic. Mulțumesc că ai venit și ai împărtășit povestea ta. Și după cum ai spus, încă ai aceste sentimente care se strecoară, că nu ești greșită. În Australia, pe 10 septembrie, este ziua mondială a suicidului. Și e pur și simplu despre a vorbi cu oamenii și să-i întrebi, hei, ești ok? Probabil în jurul tău nimeni nu te-a întrebat sau nu știa prin ce treceai. Deci e ceva în care nu trebuie să fii psiholog licențiat ca să întrebi pe cineva ce mai faci, ești în regulă? Deci vorbește cu cineva. Unde mă aflam, nu știu dacă aș fi putut să le explic oamenilor prin ce treceam. Dar să am pe cineva care să îmi spună, hei, ce faci, mă gândesc la tine, asta ar fi fost un dar uriaș. Deci ar putea fi pur și simplu să-i anunț pe oameni, să le spui oamenilor că sunt în mintea ta. Mulțumesc, mulțumesc pentru asta. Și vă rog frumos, dacă vreți să împărtășiți asta peste tot, am fi foarte recunoscători. Dacă ceea ce am experimentat eu poate să ajute o singură persoană, atunci suntem recunoscători pentru toate astea. Mulțumesc, Cara, că ai fost aici, că ai fost atât de vulnerabile și le-ai spus tuturor. Exact, pentru că noi credem în poveștile noastre că suntem singuri, că nimeni nu trece prin asta și aici este despre a vedea că nu e singur. Asta se întâmplă cu mulți oameni, nu trebuie să ascunzi, nu trebuie să rușinezi cu asta. Sunt instrumente cu care te poți juca să schimbi asta și după cum am spus, de ce să nu încerci? Așa că te invităm să încerci. Mulțumesc tuturor, mulțumesc. Pa, oameni buni și mulțumesc, Cara.